Foarte bine! Interesant! Dumneavoastră nu sunteți invitați special, asta trebuie să vă spun, vă faceți iluzii. Dumneavoastră sunteți invitat permanent în tomberonul respectiv. Cred că o să stați toată sezonul acolo. Altcineva va veni la Serviciu Român de Comedie. Gina, te rog, du-te lângă colegile tale. Așa? Pentru că acolo va veni. E special? E special. Vei afla la momentul potrivit. Fugi! Bine, e bun, da? E bun tare, fugi! Doamnelor și domnilor, urmează să-l întâmpinați pe oaspetele nostru cu aplauze! Hai! Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Academia de Asistente TV, Bianca Drăgușanu este invitat Horia Brenciu! Când ești cu mine și mă simt foarte bine! Horia Brenciu negru este visul meu! Să mergem repede la mama, la Sfântul Gheorghe, să facem concert pentru autonomia secuilor din Gabon și din Cuba. Eu merg unde vrei tu. Îmi plac urechile negre. Asta e puțin ciocolățică, dar unde este Horia? De ce nu vine Horia? Unde e Horia? Noi vrem să vină Horia. Eu sunt Horia Brenciu. Ia puneți-o întreba. Ia. Asta e foarte tare, pentru că eu nu prea pot să cred. Adică, Horia, cum ai reușit să arăți așa? E... Am adormit la solar. Este așa de cool? După ce scap eu de Victor Slav, vreau să fiu cu tine. Te bagi? Să știți că eu am o relație, am un copil cu Alice de filmă. Alo, da? Yes. Vin imediat. Pe mine vă rog să mă scuzați, trebuie să mă duc. Mă așteaptă Veronica să-i dau sfaturi despre cura de slăbire. Ce-am cu pahărea? Faci cu noi câte un copil, nu doar cu Alice, da? Uite-te și noi puțin așa la noi suntem drăguți, arătăm bine, suntem talentate, avem talent, adică ai putea să ne faci și nouă câte un copil. Sincer, Mimi chiar are dreptate. Da. Eu mă visez în fiecare noapte cu tine în turnee, în camera de hotel, în rulotă, pe bancheta din spate a mașinii. Ba eu merg cu Brenciu în turneu, să mă fie clar, gata cu ideile voastre, da? Brenciu. Visul meu este să dansez la tine în spectacol. Ai o bară? Nu, bară n-am. Am orchestra, nu am bară. Bine, eu mă înțeleg bine și cu orchestra, dar... Păi, ok, fetelor, dacă aveți voci, baia cu toate. Nu știu. Pe toate? Eu nu am voce, dar știu să fac masaje, bine? Am și o rugăminte. Ce se întâmplă aici? Sunt doi de Horia Brenciu. E foarte ciudat. Ce vrei să spui cu chestia asta? Horia. Horia, păi, el a zis că e Horia. Adică să știi că era foarte convingător și a venit și a zis că a stat la solar și nu l-am crezut. Adică... Arviz, da ce? Ce se întâmplă aici? Arviz? Iertați-mă, ce fost. Arviz, ce se întâmplă aici, am zis, Arviz? Am făcut-o pentru că îmi place fetele din România. Arviz, treci și cântă la trompetă! Treci și cântă să nu mai scoți muștiucul din gură, Arviz! Fetelor se impune totul cu disciplină. Dar noi suntem foarte disciplinate, Horia. Da, văd, văd. Hai că m-am relaxat acum și spuneți-mi ce facem acum. Copii! Nu se poate! Nu. Nu se poate. Păi da, în concert? Nu se poate nici în concert, nici cu copii. Eu vreau 100 de euro atunci. N-am. N-ai 100 de euro? Ești Horia Brenciu, gata. Nu am. Mimi, tu ce vrei să faci? Eu fac ce-mi spune inima. Nu vreau să... În ala când vine o trompiștă, să închiori de-a bine multă șamii de șoneamnă. Să știi, am înțeles ce ai spus, e interesant. Vreau să spun că trompetiștii ăștia sunt cei mai mari tromboniști, știi, de la mine.